Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Suntem în direct, dragi ascultători, și mă adresez pentru început emisiunii celor 17 fideli ascultători în frunte cu cel care ne conduce și ne păzește site-urile. Este vorba de jandarmul Halapciuc. Am înțeles că ar fi circulat, n-am apucat să mă uit direct, ar fi circulat pe pagina noastră de Facebook sau a emisiunii 11 metri un extras din nu știu ce comentariu făcut de Mihai Mironică la adresa colaborării pe care am avut-o cu el în perioada în care am fost la sport.ro și pentru a nu se face confuzii de tipul Slovenia-Slovacia, aș vrea să spun câteva cuvinte totuși despre această chestiune, ca să nu mai existe, pentru mă adresez doar nucleului dur, oamenilor care ar aștepta emisiunea asta și până la miezul nopții, sperând ca după fiecare jingle să înceapă. Deci, fidelilor absoluți, les vieux de la vieille, cum ar veni, cei care ne urmăresc de atâția ani, așa este. Deci trebuie puse lucrurile în contextul lor. Eu am fost colegul lui Mihai Mironică și nu el colegul meu, așa cum apărea acolo, deci Mironică are perfectă dreptate. De altfel, istoria, sigur, îl avantajează. El este la Pro TV de când s-a înființat postul, practic din prima zi. Eu am fost acolo efemer în istoria acestei grupări, să zic așa, cât am stat, 3 ani, 3 ani jumate, nu mai știu exact, față de Mironică, care are aproape, cât are Pro, 20 de ani de Pro, da, peste 20 de ani de, 21 de ani de instituție, dacă știu că sunt cu 5 la coadă ei de când sunt formați. Deci nu există grad de comparație. Emisiunea pe care am făcut-o împreună era emisiunea lui, el era, bineînțeles, realizatorul emisiunii, el era și prezentatorul ei, eu practic eram pe lângă el acolo. Am mai spus chestiunea asta și în alte situații, m-am mai întâlnit cu astfel de cazuri, am comentat cu Radu Naum 11 ani la Eurosport, am fost în aceeași situație, el era patronul emisiunii, eu eram angajatul lui, aghiotantul lui. Însă să stai lângă astfel de oameni, foarte buni jurnaliști amândoi, deci de mare calitate, este complicat, pentru că ăștia sunt oameni care știu să vorbească. Deci ăsta a fost norocul meu în presă, n-am stat lângă proști. Probabil că dacă aș fi stat lângă proști, n-aș fi stat totuși atât de mult. Mă gândesc, erau oameni care puteau să vorbească cu substanță 10-15 minute fără să pună nici măcar o virgulă. Iar în momentul în care oboseau un pic sau pur și simplu simțeau nevoia să tragă un pic de aer în piept și hai să zicem că încercau să facă o pauză, tu trebuia să spui ceva interesant, pentru că dacă ai fi spus numai da sau nu sau ai fi început să râzi, pentru că discursul lor era elaborat, deci încă o dată spun, erau niște oameni care știau meserie, deci am lucrat cu ei ani de zile, în ciuda ceea ce se spune într-o stânga și în dreapta, nu, erau jurnaliști foarte buni, foarte bine pregătiți, deci nu vorbeau aiurea niciunul, niciodată. E, asta era și mai greu pentru un individ aflat lângă ei, pentru că în secundele alea, nici nu știu dacă erau secunde, în fracțiunile de secundă în care acești oameni tăceau, pentru că ei nu tăceau, ei vorbeau absolut non-stop, dar nu erau oameni de dialog, sau nu știu, Mironică comentează meciuri la Pro TV cu alți colegi de-ai lui, probabil că acolo are altă osmoză, nu se înțelege cu ei, nu știu, băia nu sunt, n-au o personalitate foarte puternică, nu știu exact situația. Cert este că el vorbea tot timpul și atunci, în momentul în care încerca să facă o pauză, tu trebuia să te impui cu ceva, pentru că dacă doar îl aprobai sau îi ziceai, no, no,
El începea iarăși să vorbească. El nu-ți dădea mai mult răgaz. Dacă tu nu reușeai să intri repede într-o idee, el continua imediat, pentru că în acea fracțiune de secundă în care trăgea aerul în piept, el își elabora practic următoarea frază. Mironică nu era atât de spontan precum Radu Naum. Naum avea spontaneitatea asta, era totuși un pic altă categorie. În sensul în care el putea să înceapă o discuție despre ceva neanunțat de nimic și să o lungească până seara. Deci avea capacitatea să vorbească despre orice, de la orice punct. Mironică avea nevoie să-și elaboreze un pic fraza. Deci se vedea, eu îl urmăream pe Mironică în momentul în care spuneam eu o tâmpenie, de exemplu, că era destul de greu să, după ce el venea cu o frază de aia extrem de elaborată, care avea ramificații și vorbea neîntrerupt vreo 6-7 minute, în momentul în care apucam și eu să spun ceva, era complicat, pentru că eu cum să-mi elaborez fraza, atâta timp cât nu știam exact unde se va termina a lui. Deci de unde să încep, cum să mă pregătesc? Și abia când îmi dădeam seama că ar apuca să se oprească, atunci încercam repede în cap să formulez ceva. Nu-ți ieșea întotdeauna. El în momentul în care mă auzea pe mine că vorbesc, își începea să-și elaboreze următoarea idee. Nu mă asculta foarte mult. Nu era genul care să te asculte extraordinar. Și pe finalul expunerii tale, el deja avea în minte ceea ce urma să spună. Asta era chestiunea, singura chestiune pe care, hai să zicem, eu puteai reproșa. Da, la modul așa, amical, bineînțeles, adică avea nevoie un pic să se încălzească, era mai diesel așa decât Naum. Da, în sensul ăsta, el avea nevoie de un timp ca să-și creeze fraza. Naum nu, Naum dacă spuneai, schimbai subiectul și ziceai, na, poftim, vorbește despre asta, el putea să vorbească despre subiectul ăla fără să aibă nicio problemă, chiar dacă nu-l pregătise până atunci. Da? Știa cum să învârtă fraza în așa fel încât să nu fie goală de sens. Este o calitate rară, bineînțeles, în această meserie, practic imposibil de creat. E bine, despărțindu-mă de acești corifei, cu unul am stat 11 ani, cu celălalt 3 ani și ceva, bă, cred că totuși, evident, am avut de învățat de la amândoi, încă o dată spun, erau niște dumnezei în segmentele lor, pe am demonstrat că rolul meu nu era lângă ei. Pentru că, stând acolo, n-aveai mare lucru de făcut decât să le faci un pic de umbră. Naum mi-a și spus odată, după o discuție, apropo de emisiunea noastră de la TV, la B1 aia, care a durat vreo 3 luni, mi-a zis, discutam noi, bă, zice, toată lumea aici e nemulțumită că tu vorbești toată emisiunea, că 95% din emisiune vorbești tu. Hai să vedem totuși dacă se poate cumva să mai dialogăm, să există. M-a zis foarte clar, asta nu se poate. Deci se puteau face multe chestii, dar nu ai diminua lui timpul de vorbire. Deci el nu știa decât așa. Da? El în niciun context nu putea să facă un dialog de alt gen. Și atunci sigur că era greu, aproape imposibil. Deci eu sunt absolut convins, cu toată smerenia, că nimeni în presa din România n-ar fi putut să stea pe lângă ăștia doi măcar atât cât am stat eu. În sensul în care n-ar fi reușit să spună niciodată nimic când unul termina de spus ceva. Doar îl aproba. Da? De asta și zice Mironica acolo că el dacă mă punea să stau în genunchi și îmi punea blana de urs pe mine sau bătea cu biciu, eram de acord. Păi cam așa stăteau lucrurile. Nu prea aveai cum să împarți subiectele, pentru că el era genul de om care își croia el. Pe Mironică nu puteai să-l scoți dintre ale lui dacă făceai o emisiune cu el. Dacă făceau o emisiune, făceam eu o emisiune, da, sigur, el se uita de la distanță sau nu se uita. Dar atâta timp cât era emisiunea lui, asta era metoda lui de a funcționa. Și la Naum era la fel, puteai să faci o emisiune cu Naum fără Naum. Da? Dacă era emisiunea lui sau cu el, el trebuia să o umple. Da? Deci aveau personalitatea asta încât ei nu împărțeau. Da? Deci de aici, ca să nu existe confuzii, nu puteai să faci în același timp. Nu erau oameni de tandem, de fapt. Potriva ceea ce s-a tot spus cu Eurosportul și cu foarte bine dacă lumea a crezut asta și am rămas cu impresia că noi formam un tandem extraordinar, asta pentru că totuși cât de cât am reușit în momentele în care Naum tăcea
să spun câte ceva. Și se pare că n-a fost chiar atât de plictisitor ceea ce am spus, că bănesc că altfel nu stăteam 11 ani acolo. La un moment dat s-ar fi plictisit ori el de mine, ori șefii de mine, ori cineva ar fi zis, bă, dar ăla stă numai lângă el să-l aprobe. Deci nu se putea face mai mult. Și la sport.ro exact în aceeași situație. Deci făcea o emisiune cu Mironică, era emisiunea lui. Da? Ce, cum să te duci să te bași peste el? Aia era pentru mine foarte mare onoare, faptul că puteam să fac o emisiune cu lângă Mironică. Era emisiunea mea. Nu m-a chemat niciodată nimeni acolo să-mi spună, bă, Banciule, îți dau o emisiune ție. Singurul moment în care mi s-a dat o emisiune a fost asta de la B1. Dacă mi s-a spus, bă, tată, ăsta vorbea prea mult, s-a încheiat emisiunea lui Naum la B1 după cele 3 luni. Asta e, din motive care le-am tot explicat până acum. Și mi s-a propus să fac o emisiune de genul Revista Presei, pe care am făcut-o 5 ani și jumătate au trecut deja de atunci, da? Deci demonstrându-le și unuia și celuilalt că puteam să vorbesc și singur cu substanță în toată perioada asta și evident aș fi putut să fac în locul lor și emisiunile pe care le făceau ei. Nu înseamnă că mai bine decât ei, nu vreau să spun asta. Deci n-am de ce, nu sunt în competiție cu nimeni. Încă o dată, din potrivă, Mironică și Naum sunt doi oameni de la care am învățat. Nu sunt oameni pe care să-i disprețuiesc. A, că mă certam, că aveam dispute cu ei. Și Mironică pomenește la un moment dat acolo faza aia cu meciul cu Franța. Aia sigur e o prostie la origini. E vorba de golul lui Loic Rémy, marcat pe Stade de France, care pleacă dintr-o poziție de offside vizibilă, evident, dar nu un offside kilometric. E un offside cu Chivu acolo. Chivu parcă e cel care... e cel mai apropiat de Loic Rémy. Un gol marcat după minutul 80, după care Franța ne mai dă încă unul pe final. Mironică și toți proteviștii, sigur, care aveau patriotismul ăsta al echipei naționale în oase, justificat, pentru că, atenție, Mironică a făcut cu pro probabil peste 1000 de deplasări de când e la pro. Eu n-am făcut niciuna. Deci, diferența asta e. Da? Sigur că el avea altfel în sânge relația asta, altfel o privea acolo, reacția aia. Era de suporter. Am contract cu el atunci, țin minte pe ideea că eu ce spuneam, nu că n-am recunoscut că a fost offside, am recunoscut că se vedea cu ochii liberi că Rémy plecase din offside, dar nu era o tragedie. Adică așa ceva se întâmplă în fotbal. Noi care am văzut meciuri de fotbal, probabil că Mironică văzuse chiar mai multe decât mine, dar asta nu înseamnă că n-apucam și eu să am o părere, da? Deci în fotbal se întâmplă astfel de lucruri în mod constant. Deci au fost finale de campionat mondial viciate de erori, de arbitraj. Au fost semifinale de campionat mondial, nu un meci de preliminarii. Ala nici măcar nu era un meci de turneu final. Deci că a plecat ăla ca din pușcă și că era un offside, da, era vizibil, dar nu era un offside kilometric. Deci am văzut offside-uri mai jenante decât ăla lui Rémy. Da, deci pe ideea asta, sigur că s-a creat o polemică, eu asta și susținând. Nici o tragedie. Dacă am luat gol într-o astfel de situație, apărarea României fiind la momentul respectiv aproape lipită de linia de centru, ceea ce nu este neapărat o chestiune corectă din punct de vedere tactic, pentru că eu dacă, de exemplu, aș fi fost selecționez atunci, aș fi luat în calcul și asta. De altfel cum luăm în calcul aici în fiecare emisiune erorile de arbitraj, le-aș fi spus și asta. Bă, pe mine nu mă încălzește cu nimic că ne apărăm atât de sus încât la un moment dat scapă unul. Sigur, Rémy fusese rezervă, dacă nu mă înșel. Deci hai să zicem că nu era un jucător luat în calcul în primul rând, dar se știe că el avea o viteză, era senzațional la alergare și te punea în dificultate într-o astfel de fază. Păi atenție, când ții la pielea ta și la rezultat implicit, trebuie să iei în calcul și așa ceva, pentru că nu se arbitrează pe bază de computer, nu se arbitrează digital, se arbitrează după ochiul uman. Ori, încă o dată spun, eu ca antrenor aș lua în calcul și asta. Tu trebuie să combați și așa ceva. Da? Trebuie să combați și erorile de arbitraj.
Pentru că nu te încălzește cu nimic la sfârșit dacă te duci la conferința de presă și spui a fost din offside primul gol. Bun, polemica sigur s-a stins între timp, n-am mai apucat să dialogăm pe baza penaltiului primit de România în meciul cu Franța de la Euro, de exemplu, unde probabil că iarăși ar fi fost polemică, nu numai cu Mironică, ci cu Ioana Cosma și cu ceilalți, da? Ăla n-a fost 11 metri ce a primit România meciul cu Franța, de exemplu. Ei ar fi polemicat că a fost fault la golul de 0, la golul de 1-0 al Franței. Deci am fi avut pe ce să ne certăm în condițiile respective. S-a mai echilibrat un pic, totuși. România primind 11 metri în Franța la un turneu final ușor acordat. Dacă ar fi să luăm faza cu offside-ul lui Remy, chit că sunt în ani diferiți și în competiții diferite. După care a venit penaltiul cu Elveția, România a avut două penaltiuri la campionatul european în trei meciuri. Nimeni n-a reușit în faza grupelor să aibă mai multe decât noi. Deci, polemici de genul ăsta sunt firești. Fotbalul permite să vorbești. Îți permite să creezi tot felul de ipoteze. Bun, vorbeam despre Slovacia și Slovenia zilele trecute, că sunt mai ușor confundabile decât Bucureștiul cu Budapesta pentru proștii din Occident, pentru că altfel n-ai ce să confunzi, fiind serios. Dacă ești om serios, nu poți să confunzi Slovacia cu Slovenia nicio împrejurare. Așa că îi spui unui sloven că e slovac, dar nu pe ideea că le confunzi. E ca și cum i-ai spune unui neamț că e austriac. Nu, eu nu confund Austria cu Germania, dar pot să confund un jucător. Să-i zic lui Hintersberger că e austriac, când el de fapt e neamț, să zicem, sau invers. Asta nu pentru că am confundat cele două țări. Este un articol astăzi în L'Équipe, care scrie despre aceste confuzii la nivel înalt. Un cortegiu de confuzii ar urmări aceste două țări din Europa Centrală de când au devenit independente. Ia să vedem despre ce e vorba. Poate și vreun quiz aici. Nu, totuși nu. E pur și simplu un articol. Ia să vedem ce spune. Primele patru litere sunt identice. Primele patru litere sunt identice. Deci, slov, așa e, Slovacia, Slovenia. În toate limbile, practic, e același lucru și în franceză, oricum și în română. Bun. Drapelele se aseamănă. E adevărat, practic același lucru, aceleași culori, aceeași aranjare, doar stemele diferă cumva. Limba este slavă la amândouă și se situează în Europa Centrală. Aceste elemente întrețin și mai bine, deci, confuzia dintre cele două națiuni, care se înfruntă în această seară la Ljubljana, de la ora 21:45, ora României. Slovenia are 2 milioane de locuitori. Vine din Iugoslavia, este independentă din 1991, iar Slovacia are 5,5 milioane de locuitori, vine din fosta Cehoslovacie și a fost independentă 2 ani mai târziu, deci în 1993. Așa, de aici încep problemele pe care cele două țări, să spunem falși frați, cum se exprimă francezii, pentru că sunt frați mai mult prin confuzie, la aparținut fostului bloc răsăritean, își adaugă așadar la confuzie și aceste date pe care le-am trecut mai sus. E adevărat, dar aici, în afară de faptul că amândouă s-au format după ce țările respective au explodat, în rest nu se aseamănă nici la populație, nici la numele capitalei, nici la anul independenței. Sociologul sloven Mojca Dupona Topić spune că este obositor pur și simplu să tot compare aceste două echipe, sau aceste două țări, pardon. Deja, zice ea, străinii știu foarte greu unde se află țara noastră, foarte puțini sunt în măsură să spună acest lucru. Iar când discutăm cu ei, întotdeauna trebuie să le precizăm că n-avem nimic de a face cu Slovacia. Cele două țări, într-adevăr, sunt despărțite de Austria și Ungaria,
Slovacia nu este vecină cu Slovenia. Așa, mai departe. Meli, melo, englobe parfois la Slavonie, qui n'est pas un pays, mais une région agricole orientale de la Croatie. Există într-adevăr această regiune numită Slavonia, care încurcă și mai mult pe unii, nu neapărat mai puțin citiți, care riscă să facă melanjul și cu această regiune agricolă din partea de est a Croației. Bineînțeles, nu a avut nicio legătură Slavonia cu Slovacia sau cu Slovenia. Și că avem niște erori aici ale lui Bush, Berlusconi, ia să vedem. Mai multe anecdote s-au adunat de-a lungul anilor pe această confuzie fără de sfârșit între cele două națiuni. De exemplu, cu difuzarea imnului național sau anumitor scrisori trimise la destinatari greșiți. Și în momentul alegerii lui Alexandru Ceferin în fruntea UEFA, da, care s-a întâmplat foarte puțin timp în urmă, 3 săptămâni, evident că lucrurile au luat-o pe un drum greșit. Mai multe publicații l-au prezentat pe Ceferin drept slovac. Sper că, în ocupant ce post, deja îmi pourront placer la Slovenie sur un carte du monde, a-t-il souri. Deci una dintre primele reacții ale lui Alexandru Ceferin când a ocupat postul, deci de șef al UEFA, a spus că sper ca de acum înainte totuși cetățenii să poată plasa undeva pe hartă Slovenia. Alexandru Ceferin fiind sloven și nu slovac, exact tendința pe care o avem și noi. Cu atât mai mult o au ei, întrucât Slovenia este o țară mult mai mică decât România, o populație mult mai mică decât România și mult mai complicat de găsit pe hartă decât România. Da, 2 milioane de locuitori față de 18 cât avem noi, ei au și handicapul că s-au despărțit totuși relativ târziu de Iugoslavia, 1991, e ultima ploaie. Deci sunt o națiune nouă, punctul ăsta de vedere, confuziile persistă. Deci asta a fost una dintre reacțiile lui Ceferin. La campionatul mondial 2010, oficialii FIFA au evocat un imaginar Anglia-Slovacia la conferința de presă, chiar dacă englezii se pregăteau să joace împotriva slovenilor în primul tur. Federația Internațională și-a cerut ulterior scuze. Acum 7 ani, la Euro Under 19 în Ucraina, același amestec, programul oficial prezenta echipa slovenă în culorile Slovaciei. Da, astea sunt niște confuzii tipice pentru oameni mici, în general superficiali. Da, e plină lumea de așa ceva. Evident, zice, aceste confuzii nu se opresc la sport și la fotbal. Mai avem puțin din acest articol. În decembrie 2003, la Roma, fostul șef al guvernului italian, Silvio Berlusconi, așa, și-a introdus în încăpere un invitat pe Anton Rop, spunând despre el că este primul ministru al Slovaciei, deși acesta era primul ministru sloven, țară frontalieră cu Italia. Dar nici măcar pentru Berlusconi, iată, n-a fost nicio problemă. Anton Rop, după el, era slovac, nu sloven. A fost o gafă diplomatică, sigur, trecută repede cu vederea, niște zâmbete, probabil și niște femei la mijloc, Berlusconi vrând să se convingă, acolo era tare la femei, vrând să se convingă totuși care e diferența dintre slovene și slovace. În 1999, pe vremea când era guvernator în Texas, George W. Bush i-a răspuns unui jurnalist slovac: singurul lucru pe care îl știu despre Slovacia este ceea ce am aflat direct de la ministrul vostru de afaceri externe, care m-a vizitat în Texas. Este o țară pasionantă, a zis George W. Bush. El, de fapt, se întâlnise cu Janez Drovšek, primul ministru al Sloveniei, nici de cum cu slovacul. Între timp a decedat Drovšek ăsta în 2008. O confuzie pe care după aia se pare că oamenii de lângă el au rectificat-o printr-un comunicat. Deci singurul lucru pe care îl știu despre Slovacia este ceea ce mi-a spus ministrul afacerilor externe în această țară, care m-a vizitat în Texas. Este o țară extraordinară. El vizitase slovenul și el ai vorbise despre Slovenia.
numai că întrebările erau adresate de un jurnalist slovac. Și ăla, sigur, ca jurnaliștii noștri, care l-au întrebat pe Mike Tyson dacă o cunoaște pe Simona Halep. E așa și slovacul. S-a dus la Bush și n-a avut altă întrebare să-l întrebe decât ați auzit de Slovacia. Atunci a răspuns Bush, da, știu. Numai că el știa de Slovenia. Ok, cam astea ar fi niște elemente aici, sigur că ele sunt mult mai multe. Sunt cetățeni care s-au dus în vizită în Slovacia și au crezut că și-au făcut concediu în Slovenia. Americani, canadieni, sunt istorii reale. Poate o să mai vorbim despre asta cu alte ocazii. Deși au petrecut două săptămâni acolo și când au venit acasă au fost convinși că au fost în cealaltă țară. Nu și-au dat seama nici o secundă. Pentru ei, Bratislava, Ljubljana, exact același lucru. Telefon? Da, avem un telefon. Salut, Radu. Să trăiești. Salut, Radu. Salut. Uite, mi-am adus aminte că am citit mult despre Slovenia. Dacă nu mă înșel, cred că au fost prima țară din fosta Iugoslaviei care și-au declarat independența și au impresia și prima țară recunoscută de nemți, dacă nu mă înșel. Nu așa, parcă. Știu că au intrat sârbii peste ei. Știu că a durat vreo 30 de zile războiul ăla. Au intrat sârbii cu vreo 35.000 de soldate și aveau 10.000 de soldați, vreo 25.000 de politici și au făcut praf pe sârbi. S-au retras, ea, mare armată sârbă. Da. A intrat și Tarkan pe acolo. Da, tu zici atunci când și-au declarat independența? Da. Au intrat sârbii, știu că au intrat sârbii și într-o lună s-a terminat războiul, că s-au retras sârbii cu coada între picioare. Bine, am înțeles că și au exploatat relieful. Dar stau foarte bine economic, am înțeles că au salarii 700-800 de euro, da, nu iubesc comunismul. Nu. Slovenia, sigur, n-avea nicio legătură cu Iugoslavia lui Tito, categoric. Ea a fost alipită acolo, sigur. Ea nu este o țară atât de slavă, precum, de exemplu, sunt Macedonia, să spunem, da? Sau chiar Bosnia, deși acolo, sigur, sunt foarte mulți musulmani. Adică n-avea nicio legătură cu astea două. Și foarte puține legături și cu Serbia, într-adevăr. Singurele legături pe care slovenii le aveau erau cu croații. În rest, ei n-aveau legătură cu restul Iugoslaviei. E clar că era o altă lume acolo și prin poziția geografică, evident, pe care o aveau. Era aproape de Occident, sigur, pe când Macedonia e lângă Bulgaria. Atenție, între Bulgaria și Italia... Sigur că geografic e o întindere destul de mare. Deci ăsta era handicapul Iugoslaviei de pe vremuri. Slovenia e o țară civilizată care a ajuns la euro. Da? Este la euro Slovenia. Da, un salariu de 800 de euro. Sigur. Uite, și ca să închei să facem misiunea, știi care țară mai are salariu peste România? Mai țin minte de Republica Sârbă, aia sârbă, aia lui Biliana Plastic. Da. Am stat într-o zi, zic, să vedem ce mai fac ăia. Nu vreau să spun că au salarii peste România, acorduri economice, să poate până la urmă. Da, numai că ăia încă nu sunt recunoscuți. Ăia sunt așa, un fel de, nu știu, Republica Găgăuză, ce să zic. Da, exact, adică n-au ajuns nici măcar la statutul Kosovo. Nu, clar. Dar asta așa, ca să mai știe românii, că au impresia că democrație înseamnă a trăi ca în România. Republica Srpska, așa e. Da, exact. Adică oamenii s-au pus pe treabă, cât au putut acolo, cât le permite legislația, cât... Da, cam asta e. Bine, Radu, emisiune plăcută în continuare. Mulțumim. Bun subiect. Mulțumim de intervenție. Asta pentru că în seara asta, între cele 9 meciuri europene, o să revenim sigur și asupra rezultatelor de ieri, ne confruntăm sigur cu niște partide interesante, o să le citim. De asemenea avem și mâine 9 partide, dar spuneam de meciul dintre Slovenia și Slovacia. E bine, nu este pe lista partidelor de astăzi. Slovenia cu Slovacia este în grupa F, așa, și se joacă mâine, pe data de 8 octombrie. La un moment dat lăsasem impresia că ar fi astăzi. Nu, meciul e mâine, greșiseră și cei de la L'Équipe. Dar n-are importanță că mai bine să confunzi data decât orașele sau capitalele. Deci se joacă în Slovenia mâine, pe 8 octombrie, atunci sunt programate meciurile din grupa F. Astăzi sunt programate
meciuri din alte grupe, o să vedem din care grupe, că sunt câte trei în fiecare zi. De exemplu, grupa A se joacă astăzi, Franța, Bulgaria, ce mai avem aici? Olanda, Belarus, de exemplu, așa, și meciul Luxemburgului cu cine? Cu Suedia. Luxemburg cu Suedia. Deci grupa A sunt astăzi meciurile. După aia în grupa B de văzut. Grecia, Cipru nu sunt aici. Elveția, e greu să mă uit așa. În principiu Portugalia, Andorra, asta parcă e în grupa B. Văzusem la un moment dat, da. S-ar juca totuși grupa B. Ungaria e acasă cu Elveția, deci A și B joacă astăzi. Așa e. Surprinde faptul că două grupe apropiate joacă în aceeași zi. Ați văzut că ieri n-avea nicio legătură. Deci ieri s-au jucat grupele D, G și I. Iar astăzi avem A, B, ok. Aia va fi ușor să găsim și care este a treia grupă unde se joacă. Ăia cu Grecia, Cipru sunt astăzi. Grecia și Cipru sunt în grupa H. Deci A, B și H avem astăzi. Urmă ca celelalte trei grupe să-și dispute partidele mâine. Acolo ar trebui să fim și noi. Deci cele care rămân, anume C-ul, grupa Germaniei, E-ul, grupa României, și F-ul, grupa Angliei, alea se vor juca mâine. Bun. Revenim după o pauză și o să vorbim despre rezultate în Europa, în America de Sud, în Asia și în Africa. Gata, ne-am întors în direct. Avem de făcut niște comentarii. De exemplu, a fost numit în locul lui Viorel Moldovan, este oficial, Cedric Dory, noul antrenor al lui Auxerre, un antrenor care a operat pe la Châteauroux în două rânduri și la Le Havre în anii trecuți, fără mari rezultate, a semnat pe 2 ani, așa cum este obligatoriu în Franța în momentul de față. Orice antrenor care semnează la un club trebuie să aibă un contract pe minimum 2 ani. El și-ar putea prelungi cu un an înțelegerea stipulată în contract dacă în acest interval de 2 ani clubul promovează în prima ligă. Cedric Dory așadar închide definitiv paranteza Viorel Moldovan cu o misiune dificilă, pentru că Auxerre este penultima în Liga a doua. După plecarea lui Viorel Moldovan, Auxerre a pierdut la Reims 3-0 în ultima etapă disputată. Nu este în acest weekend campionat în Liga a doua franceză, pentru că joacă naționalele. Are 46 de ani, spuneam, Cedric Dory. Până în ultima clipă el a fost, să pare, într-un duel cu Guy Lacombe, fostul antrenor al lui PSG, mustăciosul ăla, care acum e la direcția tehnică națională, adică undeva sub protecție, așa, la centru de la Clairefontaine, unde sigur sunt multe echipe de antrenat și multe sfaturi de dat. Există acolo un nucleu de antrenori care se ocupă cu activitatea centrului respectiv. Este o misiune tipic franceză aceasta. O altă știre importantă, Cupa României, ieri lăsasem aproape tragerea la sorți. Mai erau de disputat câteva minute din ultima partidă. S-a ajunsese la lovituri de departajare chiar. E bine, Chimia Râmnicu-Vâlcea a câștigat până la urmă, în urma loviturilor de departajare în fața unui adversar, sau CSM Râmnicu-Vâlcea, de fapt, cum se numește astăzi, s-a calificat la aceste lovituri de pedeapsă. În aceste condiții, echipa de Liga a doua s-a alăturat celorlalte formații aflate în urnă. În această fază a 16-milor, intrând și echipele de Liga întâi, așa cum se întâmplă în Cupa României în fiecare an.
În urma tragerii la sort, sigur, avem o anomalie. Dinamo 2, echipă de Liga 3-a, care a trecut de Dunărea Călăraș în 32, va juca cu Dinamo. Am văzut și justificarea federalilor, Cupa României fiind sub egida FRF, și anume de faptul că nu mai puteau să schimbe regulamentul în acest an, întrucât dăduseră deja drumul la competiție și asta a fost soarta. De la anul însă, echipele secunde ale cluburilor profesioniste nu vor mai putea să joace în Cupa României. Aia mi se pare o măsură proastă, tipică de FRF. Ar trebui să joace echipele secunde, dar să nu se poată întâlni cu echipele mari, cu echipele profesioniste, să spunem, ale aceluiași club. Asta puteau să facă înainte de tragere. În cazul în care se întâmplă așa ceva, cred că numai Dinamo era în situația asta, să aibă și echipa a doua calificată în această fază. În cazul în care chiar ies din urnă, ca la tragerile la sorți europene, se pune bila înapoi să mai scoate una. Da? Nu era nicio problemă, nu trebuia să pui pe computer, să-ți aleagă ăla cu cine poți și cu cine nu poți. Trăgeai așa, nu se putea. Țineți minte că așa se face și în preliminariile europene sau mondiale. Există cupluri care nu se pot forma. Și atunci, din motive geopolitice, Azerbaijanul nu poate să joace cu Armenia, de exemplu, în aceeași grupă. Dau un exemplu. Și atunci, dacă nimeresc, se pune bila înapoi. Ce prostie! Deci au viciat această fază a 16-imilor, Dinamo 2 jucând cu prima echipă a lui Dinamo. Cum ar putea să se califice Dinamo 2? Adică doar dacă Dinamo București, entitatea principală, nu-și dorește să continue în cupă. Adică ce meci este să joci cu rezervele tale? Un rahat, nu se poate într-o competiție oficială, nu există nicăieri așa ceva. În fine, celelalte meciuri sunt Unirea Târlungeni, ASEA Târgu Mureș, regula fiind următoarea, se joacă într-o singură manșă pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul trecut. Meciurile bat la ușă, întrucât se vor desfășura la sfârșitul lunii octombrie, între 25 și 27 octombrie. Deci Unirea Târlungeni, echipă de Liga 2, ASEA Târgu Mureș, CSA Fumați, echipă de Liga 2, FC Botoșani, Dinamo 2, Liga 3, Dinamo, Foresta Suceava, Liga 2, Steaua, CS Balotești, Liga 2, Viitorul Constanța, ASU Poli Timișoara, echipă de Liga 2, Pandurii Târgu Jiu, despre care am aflat că a intrat în insolvență începând de astăzi, în ciuda unor divergențe de opinii în cadrul clubului. Până la urmă, nici măcar președintele Narcis Răducan nu era de acord, dar după ultimele informații pe care le-am prins de aici de acolo, el a urmat să continue la Pandurii, cel puțin într-o primă fază. Demisia lui n-ar surprinde de aici înainte, dar se pare că, deși inițial anunța că el nu are ce să facă în cadrul unui club în insolvență, se pare că totuși până la urmă rămâne Narcis Răducan. Momentan, Metalurgistul Cugir, echipă de Liga 3, joacă cu CSM Sepoli Iași, CSM Râmnicu Vâlcea, Liga 2, cu CFR Cluj, Chivdia Târgoviște, Liga 2, cu ACS Poli Timișoara, ultima din Liga 1, Dacia Unirea Brăila, Liga 2, cu Concordia Chiajna, CS Nuova Mama Mia Becichierecu Mic, echipă de Liga 3 care a eliminat UTA, va juca cu Astra Giurgiu, campioana țării, SEP și OSK Sfântul Gheorghe, Liga 2, cu CSU Craiova, Academica Clinceni, Liga 2, FC Voluntari. Nu se deplasează foarte departe Voluntari. Cetate Deva, Liga 3, cu Gaz Metan Mediaș, FC Metalosport Galați, Liga 3, cu Luceafărul Oradea, Liga 2. Asta totuși e Galați cu Oradea, aici ai ce să mergi. Și în fine, Olimpia Satu Mare, Liga 2, cu CS Mioveni, Liga 2. Astea sunt partidele interesante. Fază, sigur, mult mai lizibilă decât cele care s-au desfășurat până acum. Gata, revenim la
fotbalul principal. Am avut azi noapte meciuri în America Latină. Începem totuși cu America de Sud, unde a fost etapă, ultima etapă din turul acestei competiții, tip campionat, în zona sudamericană. Ecuador a distrus Chile 3-0. Ecuadorienii n-aveau decât un punct în ultimele patru partide. După ce au condus în primele 5 etape ale acestei grupe, s-au prăbușit apoi. Vine la timp această victorie, 3-0 pe teren propriu cu Chile. Adevărul e că din Chile, după plecarea lui Marcelo Bielsa și apoi a lui Sampaoli, n-a mai rămas mare lucru. Echipa astăzi nu mai are cap și nici coadă, tocmai pentru a se vedea importanța acestor doi antrenori, care au adus Chile la un nivel imens. Două Copa America, o participare la Cupa Mondială, unde au bătut Spania în grupe cu 2-0, și alte rezultate și isprăvi. E bine, Chile rămasă fără cei doi, s-a prăbușit în Ecuador. Valencia, Ramirez și Caicedo au marcat. În minutul 47 era deja 3-0 pentru gazde. Meciul dintre Ecuador și Chile s-a jucat la Quito, a fost arbitrat de un argentinian. Alt joc încheiat cu același rezultat, nu este o surpriză. Uruguaiul, care devine liderul acestei grupe, a învins Venezuela pe teren propriu cu acest scor de forfe. Edinson Cavani în mare formă și la PSG, reușind o dublă după pauză. Din minutul 65, Venezuela a rămas în 10 oameni prin eliminarea jucătorului de la Nantes, Biscarondo, pentru două galbene. Matahala asta, fundaș central, Biscarondo, n-a izbutit până la urmă să controleze și a fost expulzat. Este în practic stâlpul apărării Venezuelei. E adevărat că fără el Uruguaiul n-a marcat decât o singură dată. S-a jucat la Montevideo pe Centenario, un arbitru bolivian a condus. 3-0 așadar pentru Uruguay, care conduce în clasament. Este singura națiune care a câștigat 6 meciuri din 9 până acum și are un punct avans față de Brazilia, care s-a distrat cu Bolivia 5-0. Brazilienii și-au revenit, sunt pe poziția a doua. S-a jucat la Natal, unul dintre stadioanele care au găzduit și meciuri de la Cupa Mondială, un arbitru columbian. Acolo Neymar n-a marcat decât o singură dată. Să știți, a jucat însă doar 70 de minute, probabil că ar mai fi dat pe final cel puțin două. L-au înlocuit însă de vreme. El a deschis scorul, minutul 11, era 4-0 la pauză pentru Brazilia. 5 marcatori diferiți: Neymar, Coutinho, Felipe Luis, Gabriel Jesus și Firmino. Acesta din urmă n-a intrat decât în minutul 67. Și-a dat și el boaba. Un rezultat scontat. Brazilia are 21 de goluri marcate, cel mai bun atac în aceste preliminari. Un alt rezultat interesant, o victorie nemeritată, aș spunea, Columbiei pe terenul Paraguaiului, venit în ceasul al 12-lea, exact la intrarea în minutul 90. Columbia a câștigat în Paraguai cu 1-0 printr-un gol marcat de Cardona, Edwin Cardona, jucătorul Tigres Monterrey, dintr-o pasă a lui Baca, milanezul. Acest Cardona are 23 de ani și evoluează deja de 3 ani în prima ligă mexicană. O victorie neanunțată de nimic, spun cei care au văzut meciul. O Columbie modestă, rău, s-a impus finalmente. O victorie care contează însă, pentru că sunt niște puncte enorme aici. Columbia a jucat un 4-5-1 prea puțin eficient, lipsa lui Falcao. Sigur, columbienii n-au contat decât pe Baca în atac. O națiune importantă a preliminarilor zonei AMSUD câștigă așadar în ultima clipă acest meci și se plasează pe poziția a patra, care ar califica-o dacă astăzi s-ar termina preliminarile. Argentina ar urma să dea baraj, așa cum a fost Uruguaiul la ultima campanie, când a călcat în picioare Iordania la Aman, după care și-a permis un egal la Montevideo. Argentina ar fi cea care s-ar întâlni cu al de Uzbekistanul sau mai știu și eu cu cine,
în condițiile în care preliminarile s-ar încheia acum, Argentina, echipa cu cele mai puține înfrângeri în primele 9 etape, doar una singură, la fel ca și Brazilia, însă două rezultate de egalitate la rând pentru argentinieni este scandal, șucăr la națională, după acest mizerabil 2-2 în Peru. Meciul s-a jucat la Lima, a fost arbitrat de un brazilian care, se spune, ar fi tras cu naționala Peruului, în mod evident. Brazilienii nu sunt fanii Argentinei. Argentina a marcat în minutul 15 prin Mori, Ramiro Mori, de la Everton, un fundaș. Știe mai bine corespondentul. Acesta a reușit să deschidă scorul. Meciul curgea bine pentru argentinieni, însă, împotriva logicii, peruanii, care sunt eliminați 95% deja, au revenit în repriza a doua și au reușit să-i dea Argentinei două boabe. Mai întâi a marcat Guerrero în minutul 58, după care a fost atacant al lui Bayern și al lui Hamburg, parcă mai cunoscut de la Hamburg decât de la Bayern. Higuain a făcut 2-1 pentru Argentina în minutul 77, după ce intraseră Correa și Banega pe teren la argentinieni. În minutul 84, însă, brazilianul Ricci le-a pus-o pe var peruanilor în uralele asistenței de la Lima. Cueva a reușit să transforme penaltiul și Argentina a trebuit să se mulțumească cu acest prăpădit de punct, sigur, în absența lui Messi. Însă argentinienii au avut în teren ca titulari pe Dybala, Kun Agüero, Di Maria și Higuain, patru jucători ofensivi care ar fi trebuit clar să pună capăt din timp acestei partide. Probabil în lipsă de idei, argentinienii n-au făcut decât două schimbări. Deci n-au mai încercat pe final, să spunem în ultimele minute, să schimbe soarta partidei printr-o mutare pe bancă. Dybala a fost înlocuit de Correa în minutul 65, iar Kun Agüero de Banega în minutul 73. În fine, nu le-a folosit la nimic. Acest 2-2 este un eșec pentru fosta campioană mondială. În aceste condiții, astea au fost cele 5 partide. Clasamentul se prezintă astfel: Uruguay 19 puncte, Brazilia 18, Ecuador, Columbia și Argentina 16. Ele sunt departajate însă de golaveraj, plus 4 pentru Ecuador, plus 3 pentru Columbia și Argentina. Columbia are însă două goluri marcate mai mult decât Argentina. Se cască totuși un început de prăpastie aici. Paraguaiul e la 4 puncte de Argentina, deci chiar dacă va câștiga în etapa viitoare, nu va putea să intre în primele 5, locurile importante. 4 asigură calificarea directă, 1 merge la baraj. Paraguaiul, care vine după două înfrângeri la rând. Chile are 11 puncte, deja la 5 puncte de plutonul de frunte. Peru 8, Bolivia 7 și Venezuela doar 2 puncte, 2 rezultate de egalitate înregistrate cu Peru și cu Argentina, de fiecare dată 2-2. Deci argentinienii au pierdut 2 puncte și în Venezuela și în Peru, puncte care s-ar putea să-i coste. Deocamdată iar costa o dublă partidă de baraj cu o echipă asiatică. Sigur, în momentul de față nu și-ar putea imagina cineva un campionat mondial fără Argentina, nu? Nu trebuie să spună Blatter că un campionat mondial fără Messi n-ar putea să aibă loc. Nici un arbitru din lume nu i-ar permite unei echipe asiatice, să spunem Uzbekistanului, să elimine Argentina. Evident că acest lucru este imposibil. Practic locul 5 te califică dacă vii din zona sud-americană, dar pentru Argentina ar fi rușinos să joace în această probă. Urmează pe data de 11 octombrie, asta este săptămâna viitoare, etapa 10-a, prima din retur, Columbia-Uruguay. Este un meci teribil, evident. Columbienii îi ajung la puncte pe uruguaieni în cazul unei victorii. Venezuela-Brazilia. Brazilia ar putea să treacă pe primul loc dacă Uruguaiul nu câștigă în Columbia. Bolivia-Ecuador, obligatoriu pentru ecuadorieni să se impună acolo.
Argentina joacă acasă cu Paraguaiul. E un meci la îndemână pentru argentinieni, în cazul în care nu bat, deranjul va fi mare. Și în fine avem un obscur Chile cu Peru, un partid de care distribuie puncte în zona de jos a clasamentului. E clar că dacă Peru ia bătaie și în Chile, pentru ei să cască deja o gaură imensă acolo, Chile ar fi la 6 puncte deasupra lor. După 10 etape începe să devină deja complicat. Bolivia și Venezuela sunt și ele practic out. Deci ultimele 3 nu mai au practic nicio șansă. Cum ar putea Peru în condițiile astea să recupereze 8 puncte față de locul 5? Deci la sfârșitul turului ei sunt la 8 puncte de locul de baraj. Evident că nu mai au nicio șansă. Deci aceste 3 echipe sunt eliminate deja. Paraguaiul și Chile se zbat. Situația lor este dificilă, întrucât Argentina și Columbia, care le devansează net 5 puncte față de Chile și 4 față de Paraguay, sunt echipe solide, Argentina și Columbia. Bătălia chilienilor și a paraguainilor este mai degrabă cu Ecuadorul, care a pierdut totuși la un moment dat 3 meciuri la rând și pe ăștia ar mai putea căsăpi. Altfel, campionatul mondial din Rusia se va juca fără aceste națiuni, chilienii și paraguaienii pregătindu-se să stea acasă. Nu văd surprize prea mari în partea a doua. Sigur, Argentina ar trebui să facă rocada acolo. Ecuadorul, dacă ajunge la baraj, se califică, să zicem, Argentina, Brazilia, Uruguay și Columbia. Ecuadorul, dacă ajunge la baraj, o brumă de suspans ar fi. Să nimerească cu o țară arabă serioasă acolo, sau chiar cu Uzbekistanul. Vorbim imediat despre zona asiatică, slăbiciunea noastră. Zarurile n-ar fi tocmai aruncate în cazul în care așa ar sta lucrurile. De exemplu, ieri, după ce am părăsit noi transmisiunea directă, Iranul a câștigat în Uzbekistan, ei conduceau deja cu 1-0, atât s-a și terminat. Emiratele Arabe Unite au bătut Thailanda, nu-i nicio surpriză, ieri mai pe seară, cu 3-1. Meciul s-a jucat, spuneam, la Abu Dhabi și a fost arbitrat de un arbitru din Hong Kong. Mapcut a marcat o dublă pentru Emirate, după care Thailanda a reușit să reducă din diferență minutul 65 prin Chan Abut, care intrase pe teren cu câteva secunde înainte. În minutul 93 Halil a marcat pentru Emirate, victorie așteptată. Arabia Saudită a făcut față în celălalt meci 2-2 acasă cu Australia. Australienii au condus de 2 ori, dar n-au putut să se impună. Pentru ei e bun și egalul. Evident, nimeni nu bate Australia în aceste preliminarii asiatice. Ca urmare, s-a terminat turul și aici, în cele două grupe. În momentul de față s-ar califica la Cupa Mondială Iranul, Coreea de Sud, Australia și Arabia Saudită. Toate aceste 4 națiuni au câte 7 puncte din 9. Nicio echipă n-a reușit să câștige din 12 cele 3 partide pe care le-a avut de disputat. Foarte interesant, deci mai mult de 7 puncte n-are nimeni. Cea mai bună linie de clasament o are Australia, 7 puncte, golaveraj 5-2 în grupa B. Apoi ar urma cu 7 puncte 3-0 Iranul din grupa A, cu 7 puncte 6-4 Coreea de Sud în grupa A și cu 7 puncte 5-3 Arabia Saudită în grupa B. Meciul de baraj ar avea loc între Uzbekistan și Emiratele Arabe Unite. Ambele echipe au 6 puncte în momentul de față, dar și Japonia este la egalitate perfectă cu Emiratele. 6 puncte, 5-3. Identică. Aceeași linie de clasament, 2 victorii și o înfrângere și pentru japonezi și pentru cei din Emirate. 0 puncte pentru Thailanda, Irak și Qatar și un singur punct pentru China. 4 puncte pentru Siria, care rămâne în cărți. Etapa viitoare programează meciurile, tot așa, săptămâna viitoare pe 11 octombrie, în prima grupă Iran, Coreea de Sud, cele două lidere ale grupei, și Uzbekistan, China.
avem, ultima partidă fiind între Qatar și Siria. Qatar are 3 înfrângeri. În grupa B, Australia joacă cu Japonia, locul 1 cu 4, cum ar veni, chiar dacă este derbiul grupei. Arabia Saudită cu Emiratele Arabe Unite, marele derby arab, echipele de pe 2 și 3, Irakul jucând cu Thailanda, două echipe la 0 puncte. Deci se vor atribui niște puncte, oricum sunt out amândouă. Irakul și Thailanda n-au nicio șansă să se califice mai departe. În zona europeană, ieri am avut mai multe rezultate, la un moment dat nicio echipă gazdă nu conducea. Până la urmă a fost un miracol că două gazde s-au impus în 9 meciuri. Republica Irlanda un pic mai clar decât Islanda. Irlanda a bătut Georgia cu 1-0 într-un gol marcat de Coleman în minutul 56 la Dublin. Tony Chaperon a fost arbitru. O victorie amărâtă a irlandezilor, dar așteptată la un asemenea scor. Cealaltă victorie acasă și ultima fiind a Islandei, neverosimilă cu Finlanda. Finlandezii și-au vândut scump pielea, cum se spune la noi. Puki și Lod marcând în prima repriză, Arnason a egalat la un moment dat pentru islandezi. În repriza a doua, Islanda a ratat un penalti prin Sigurdsson. Penalti acordat de norvegianul Møn. Un norvegian a arbitrat Islanda-Finlanda, undeva corect. În minutul 91, Finn Bogason a egalat pentru Islanda. Nu înțeleg de ce s-a prelungit atât de mult meciul. În minutul 96, islandezii marcând golul de 3-2. Victorie așadar bizară, să-i spunem, a Islandei, care a beneficiat de șansă cu carul. La intrarea în minutul 90 erau conduși acasă de Finlanda. Păcat pentru finlandezi. Iată cum Islanda încet încet devine o mare națiune fotbalistică. Să câștige un asemenea hal, asta e o șansă pe care o ai odată la un secol. Bun, după o pauză vom vorbi și despre celelalte partide. Cele mai multe dintre ele maculatură în această etapă a preliminarilor europene. Am întors în direct să vedem pe unde s-a mai jucat ieri în preliminarile europene, înainte să vorbim un pic și despre partidele de astăzi. În timp ar mai fi, spuneam, astăzi avem grupele A, B și H. Ieri s-a jucat, de exemplu, în grupa D. Situația este interesantă aici, după două etape complete. Patru echipe au câte 4 puncte. Țara Galilor, Serbia, Austria și Irlanda sunt despărțite de golaveraj. Plus 4 pentru galezi, plus 3 pentru sârbi, plus 1 pentru Austria și Irlanda, Georgia și Moldova fiind în coada plutonului cu 2 înfrângeri fiecare. Ieri Austria și Țara Galilor au terminat la egalitate 2-2. Galezii pe cai mari după ce au surclasat Moldova acasă, însă totuși au un regret, faptul că au fost de 2 ore galați de Arnautovici, fostul jucător al lui Twente și al lui Stoke City, care până la urmă i-a pârlit pe galezi. Aceștia s-au mulțumit cu un singur punct. Marco Arnautovici, așadar autorul unei duble, n-a mai marcat de mult 2 goluri într-un meci, mă uitam pe fișa lui, dar un mare fotbalist, 27 de ani. În afară de Twente și de Stoke, pe care le-am enumerat, am jucat la Inter, foarte puțin, și în Bundesliga la Werder Bremen, unde a reușit totuși să marcheze vreo 12 boabe în 3 ani și ceva. N-a strălucit, dar un mare jucător în orice caz. Sezonul trecut pentru Stoke City a dat 11 goluri în Premier League, ceea ce nu-i foarte puțin, are un gol și în acest sezon. Dar iată la naționala Austriei, om de nădejde pe acest Arnautovici, care până la urmă salvează un pic Austria. Aceasta câștigase în Georgia și un egal pe teren propriu cu Țara Galilor nu este o catastrofă. În celălalt meci important în această grupă, am vorbit mai devreme de Irlanda-Georgia, gol Coleman, 1-0 pentru irlandezi, care sunt și ei la 4 puncte după ce au remizat în Serbia. Sârbii
despre ei era vorba, au câștigat în Moldova cu 3-0. În sfârșit, o campanie care începe bine pentru fotbalul sârb, și anume 4 puncte în primele două meciuri. Sârbii n-au mai avut de mult așa ceva. Kostić, Ivanović și Tadić au marcat. În minutul 60 era 3-0 pentru sârbi, care nu s-au complicat. Meciul n-a fost relevant. A fost până la urmă și inspirația celor de la DigiSport de a nu-l televiza. Moldova are 7 goluri primite și niciunul marcat în primele două etape și este ciuca bătăilor în această grupă. Urmează Țara Galilor, Georgia, duminică, 9 octombrie. Georgia, având 0 puncte, ar trebui să fie pradă ușoară și pentru galezi. Interesant totuși periplul acestei națiuni caucaziene, să-i spunem, care s-a deplasat în Irlanda și acum, la câteva zile distanță, merge și în Țara Galilor. E un periplu care altădată ar fi dus la imigrație clandestină pe vremea Uniunii Sovietice. Deci pe 6 octombrie au jucat în Irlanda, iar pe 9 octombrie joacă în Țara Galilor. E clar că ei nu se mai întorc în Georgia. Două bătăi în perspectivă, deși s-au predat greu în Irlanda. Echipele britanice, neavând nici cap și nici coadă, niciodată nu sunt ușor de creionat. Adică o surpriză este posibilă oricând aici. Deci urmează Țara Galilor, Georgia, Serbia, Austria, tot pe 9 octombrie. Ultima partidă fiind între Moldova și Republica Irlanda. Altă grupă în care s-a jucat ieri este grupa G, unde până la urmă Albania a câștigat în Liechtenstein cu 2-0. Noi cei care înclinam să conducem pariurile spre un 1 solist, până la urmă nu ne-a ieșit, dar asta nu înseamnă că nu merita jucată ideea. Liechtenstein avea o cotă de 19 dacă bătea Albania. A fost nevoie de un autogol al lui Jele în minutul 12 ca albanezii să se simtă mai confortabil oarecum. Balai marcând în minutul 71, a doua boabă a vulturilor conduși de italianul De Biasi. Liechtenstein are un antrenor austriac, pentru că ei sunt o enclavă între Elveția și Austria. Ele ăsta, de așa dat autogol, e portarul Liechtensteinului, dar el este creditat cu această ispravă la primul gol albanez. Albania cum necum are 6 puncte, bătând pe Macedonia și pe Liechtenstein, asta înaintea unei confruntări cu Spania pe teren propriu. Spaniolii și italienii au făcut ieri o remiză așteptată, cel mai clasic scor, 1-1. Vitolo a marcat, gafa lui Gianluigi Buffon. Italienii au egalat din penalti prin De Rossi în minutul 82. Spaniolii l-au pierdut pe Alba, repede accidentat. Italienii pe Montolivo, care a ieșit și el pe teren în minutul 30. Este un egal, nu de salon, dar care evident că face afacerea ambelor echipe. Dacă va fi egal și în retur în Spania, cu atât mai bine pentru amândouă, chiar dacă se pierde câte un punct, în loc să ia fiecare câte 3, vor lua fiecare câte 2. E posibil un egal și la meciul retur. În orice caz, în resta care nu le dezavantajează, în ciuda faptului că deocamdată Albania, spuneam, a preluat conducerea până duminică, atunci când vor juca acasă cu Spania. Israelul a câștigat în Macedonia cu 2-1. Nu este un rezultat surprinzător. Israelul și la echipa națională și la echipele de club este superioară Macedoniei. De notat totuși că arbitrul englez Mariner le-a pus-o pe VAR în minutul 95 macedonenilor, așa cum ni s-a întâmplat nouă cu Muntenegru, când Nae Stanciu a trimis mingea peste poartă tot în minutul 95. E bine, Israelul a rămas în 10 oameni la faza respectivă. Tibi a fost eliminat pentru 2 cartonașe galbene, 11 metri ratat de Iahović pentru Macedonia, și astfel Israelul a câștigat cu 2-1,
două goluri marcate în prima repriză de Hemed și Ben Haim. Nestorovski reducând din handicap pentru Macedonia. Gazdele au de ce să regrete. Ar fi avut un punct, însă îi lua Israelului două puncte. Și în bătălia asta teoretică pentru poziția a treia în această grupă, care nu te încălzește foarte mult, dar care poate să fie totuși un rezultat istoric, pentru că în spatele Spaniei și Italiei este o luptă în patru pentru acest loc trei onorific. Macedonia așadar pierde un tempo serios în această bătălie. Italia joacă în Macedonia duminică, Albania, spuneam, cu Spania, iar Israelul acasă cu Liechtensteinul. Unde s-a mai jucat ieri? S-a jucat în grupa I, fraților. Croația a câștigat la Shkodra în Albania cu Kosovo, primul meci pe teren propriu în istoria kosovarilor, 6-0 pentru croați. Mandzukic a dat o triplă în prima repriză, pe care după pauză Mitrovic, Perisic și Kalinic au marcat. Kosovo n-a mișcat, evident, după o rezultat de egalitate obținut în Finlanda în prima rundă. Acești albanezi desprinși din Serbia până la urmă au luat-o pe coajă, făcuseră un 1-1 încurajator în Finlanda, însă s-au potignit acum. Spuneam, dintre celelalte rezultate, victoria mincinoasă a Islandei cu Finlanda 3-2, la intrarea minutul 90, Finlanda avea 2-1. Și în fine, Turcia-Ucraina, meci spectaculos, dar încheiat prost, 2-2. Ambele echipe au pierdut două puncte și cum făcuseră egal și în prima etapă, turcii cu Croația, Ucraina cu Islanda, cele două națiuni au doar două puncte în două meciuri, Turcia și Ucraina, riscând în mod evident să nu prindă nici măcar barajul. Atenție, într-o grupă în care ele nici nu sunt favorite, o grupă foarte dificilă, cu Croația și Islanda, echipe care au participat la campionatul european din Franța, echipe solide, greu de bătut, după care Finlanda, sigur, poate să pună bețe în roate, atât Turciei cât și Ucraine, echipe modeste amândouă, mai mult gura de ele decât performanța, dar ar fi un eșec și pentru Ucraina și pentru Turcia să nu prindă locul 2 în această grupă. Evident, ambii selecționezi urmând să fie mătrășiți în cazul unui asemenea rezultat. Adică dacă pentru noi nu e o dramă, cum spunea Tătărușanu, dacă nu ne vom califica la mondial, pentru turci sau pentru ucrainieni într-o grupă e adevărat echilibrată, dar fără un nume mare, este o dramă să nu prindă nici măcar primele două poziții. Luăm o pauză și ne întoarcem să vedem ce meciuri se joacă astăzi în grupele A, B și H din Europa. Ne întoarcem la meciurile europene. Astăzi avem, spuneam, o baterie de 9 partide, începând toate cu ora 21:45, așadar 4 sunt televizate. Franța-Bulgaria, coșmarul fotbalului francez în 1993, spuneam, cu golul Kostadinov. De altfel, francezii au ajuns la o concluzie simplă. Două momente esențiale există în istoria fotbalului lor. 12 iulie 1998, când naționala Franței a câștigat titlul mondial pe teren propriu, spulberând Brazilia cu 3-0 în finală pe Stade de France. Și în fine, acest octombrie 1993, la meciul pierdut acasă 2-1 cu Bulgaria în preliminarile campionatului mondial din Statele Unite, care a privat Franța de o călătorie peste ocean. Deci astea sunt momentele fundamentale. Sigur că n-a mai rămas nimic din parfumul anului 1993, sunt 23 de ani de atunci. Evident că Bulgaria este cu tot o altă echipă. Franța n-ar trebui să aibă probleme în această seară să tranșeze acest meci. O partidă din grupa A, francezii n-au convins în prima deplasare, un 0-0 cu minte în Belarus. Nu este însă un rezultat lamentabil, având în vedere că Belarusul era o echipă destul de complicată de jucat acolo, iar adversarii Franței sunt modești în această grupă.
Olanda, Suedia și Bulgaria nu sunt echipe performante. Deci genul ăsta de echipă se poate încurca pe orice teren. Drept dovadă, Bulgaria abia a bătut Luxemburgul acasă cu 4-3. În prima etapă ar trebui să fie un carnagiu în această seară la Paris. Franța-Bulgaria se pune doar problema scorului, în mod normal, echipă lamentabilă această Bulgarie. De altfel, pariorii sunt și mai categorici decât noi, care evident avem o doză de optimism moderat în ceea ce pește fotbalul francez. 1.13 cota Franței la victorie față de 26 cota Bulgariei, un rezultat de egalitate fiind cotat la 10. Deci un egal al Bulgariei este mai bine cotat decât egalul lui Eibar la Real Madrid. Astea sunt șansele Bulgariei să vină cu punct de pe Stade de France. Celelalte meciuri ale grupei, Luxemburg-Suedia. Suedezii au făcut 1-1 acasă cu Olanda, un rezultat care avantajează Franța. Olanda urmând să joace acasă cu Belarusul, o echipă olandeză care n-a debutat rău, sigur cu un punct în Suedia, dar care pare totuși nesigură, pare șubredă și la tineret. Olandezii au dat-o ieri în bară la Under 21, remizând acasă cu Turcia. Nu mai au nicio șansă de calificare într-o grupă în care Slovacia i-a făcut. Deci fotbalul olandez este în mare pericol în aceste momente. De altfel, ratarea calificării de la Euro este într-adevăr uluitoare. O povară teribilă pentru olandez, că riscă să nu se ducă nici la Cupa Mondială într-o grupă dificilă. Franța este superioară Olandei, în mod evident, deci n-ar fi o surpriză să-i depășească la final. Ori deja locul 2 înseamnă un dublu meci de baraj, dacă va prinde Olanda locul 2, că totuși Suedia pretinde și ea, chiar fără Zlatan, la această poziție. Olanda, sigur că ar trebui în mod normal să ocupe poziția a doua, dar nu se știe. În grupa B se joacă astăzi Ungaria-Elveția, meci televizat pe Digisport 2. Elvețienii au bătut Portugalia cu 2-0, sunt o ciudățenie a grupei. Campioana Europei întâlnește acasă Andorra. Este un meci tipic pentru Portugalia, care toată istoria ei a jucat acasă numai cu echipe de genul ăsta. Ei chiar și meciurile amicale pe care le programează sunt toate jucate în Portugalia cu echipe cărora să le dea 10. Asta e specificitatea fotbalului portughez atunci când nu este vorba de turnee finale. Portugalia joacă acasă numai cu umpluturi. Dar cele mai tari meciuri pe care le au acasă sunt cu insulele Capului Verde. În rest joacă numai cu Gibraltarul, cu Feroe, cu Andorra și cu Malta. Deci astea sunt, asta e plăcerea lor. Nu mai există o altă națiune europeană în această situație. Portugalia, dacă o să vă uitați, este echipa care adună cele mai multe rebuturi în meciurile amicale. Lor asta le place, să câștige la scor cu niște nimeni. În fine, au pierdut în Elveția prima rundă și vor să vă răzbuna pe Andorra în seara asta și cu ajutorul arbitrului, probabil. Andorra, care s-a înclinat greu în prima etapă, 0-1 acasă cu Letonia. Ungaria, făcându-se de râs, 0-0 în insulele Feroe. Deci o grupă trăznită, unde Elveția și Letonia sunt în frunte, Ungaria și Feroe la mijloc, iar Andorra și Portugalia în partea de jos. Deci Ungaria-Elveția, Letonia, insulele Feroe și respectiv Portugalia-Andorra în această seară. Se mai joacă în grupa H, o grupă greu de găsit în primul rând. Este a 8-a din 9 în punct de vedere alfabetic. Bosnia-Herzegovina a câștigat cu 5-0 acasă cu Estonia în prima etapă și se deplasează în Belgia. Meciul este și el televizat pe unul dintre canalele Digi, pe Digi Sport 4, e Belgia-Bosnia. Pe Digi Sport 3 e meciul Olandei. Da, Olanda-Belarus, parcă ăsta îl dădeau. Deci avem astăzi un Belgia-Bosnia. Belgia a început cu un 3-0 în Cipru, la primul meci al noului antrenor Tony Martinez, sau cum îl cheamă, cel care venise de la Everton, spaniolul, antrenorul naționalei Belgiei, care nu s-a descurcat în jocurile amicale, dar care a debutat bine cu această victorie în Cipru, o echipă dificilă, Cipru, pe teren propriu.
Belgia n-are probleme. Este o grupă absolut lamentabilă. Deci cu Estonia, Cipru, Gibraltar și Grecia, aceste echipe împreună nu fac cât una serioasă. Deci toată bătălia între Belgia și Bosnia, da? Bosnia, oricât ar avea de multe talente, nu cred că poate să pretindă după 10 meciuri să depășească naționala Belgiei. Greu de crezut. Pentru locul 2, da, se pot bate. Grecia a câștigat în Gibraltar, de fapt la Faro, în Portugalia, 4-1. Rezultat mincinos, câștigat dificil de greci, eu spuneam. În rest, în această seară, pe lângă Belgia, Bosnia, avem Grecia, Cipru. O să vedem aici ce se întâmplă. Meci într-adevăr la os. Și Estonia, Gibraltar. Atât posibilitatea pentru baltici, totuși, de a mai reduce din golaverajul pe care l-au. Diosu 0-5. Nimeni nu se aștepta totuși ca Estonia să ia chiar 5 în Bosnia. Cam asta ar fi în zona europeană. În Africa, atenție, încep preliminariile pentru campionatul mondial, faza 3-a și ultima, cu o singură partidă astăzi, Ghana-Uganda, de la 18:30. Ora este rezonabilă pentru acest meci. Sunt 5 grupe și se califică doar prima clasată direct la turneul final. Deci o bătălie pe viață și pe moarte. Nu s-a jucat încă niciun meci. În prima grupă se vor întâlni mâine Republica Democrată Congo și Libia și respectiv duminică Tunisia și Guinea. Prima clasată merge la Cupa Mondială. În grupa B, atenție, avem Algeria-Camerun la Blida duminică și respectiv Zambia-Nigeria. Deci o grupă cu Algeria, Nigeria, Camerun și Zambia, din care doar una singură merge la campionatul mondial, nu există baraj. Prima grupă, DR Congo, Tunisia, Guinea, Libia, vă reamintesc. În grupa C, Maroc, Gabon, Côte d'Ivoire, Mali. Gabonul joacă cu Marocul mâine, iar Coasta de Fildeș pe teren propriu cu Mali. Tot așa, prima clasată doar se califică. În grupa D se întâlnesc Senegal, Africa de Sud, Capu Verde și Burkina. În prima etapă, Senegalul joacă mâine cu Capu Verde, iar Burkina Faso cu Africa de Sud. Și în fine, în grupa E avem astăzi Ghana, Uganda, mai sunt Congo, Brazzaville și Egipt, care se vor întâlni duminică în Congo. Deci în Africa este cea mai tare fază, evident, unde s-au calificat aceste echipe. Sunt în total 20 de echipe, 5 grupe, a câte 4. Din 20 de echipe, doar 5 merg mai departe, 15 acasă. Fraților, astea fiind spuse, ne reauzim luni. Rămâneți cu bine!